În matricularile de autoturisme Dacia noi în Franța au crescut cu 19,8% în primele 10 luni din acest an față de aceeași perioadă anului trecut, la 86.890 de unități, consemnând cel mai puternic avans dintre mărcile cu vânzări semnificative. Potrivit datelor prezentate de Asociația Constructorilor Francezi de Automobile, cota de piață a Dacia în Franța a avansat la 5,8% în perioada ianuarie-octombrie din acest an, de la 4,9% în primele 10 luni ale anului trecut. Dacia Sandero se află pe locul 9 în topul celor mai bine vândute modele de pe piața franceză, cu 37.924 de unități comercializate și o cotă de piață de 2,5%. NEPI a cumpărat molul Promenada de la Raiffeisen Evolution pentru suma de 148 de milioane de euro plătită în numerar din resursele fondului sud-african. NEPI estimează pentru Promenada Mall, cu o suprafață închiriabilă de 40.300 de metri pătrați, venituri anuale din chirii de 10 milioane de euro. Chiria medie ponderată în centrul comercial este de 22 de euro pe metru pătrat pe lună. Mallul a înregistrat în primele 6 luni din acest an un profit de 3,1 milioane de euro. Economia românească are doar 3 IMM-uri active în zona de producție la fiecare 1000 de locuitori, în timp ce businessurile antreprenoriale din comerț sunt de 3 ori mai numeroase, chiar dacă nu aduc valoare adăugată. Spre comparație, în Estonia există peste 60 de IMM-uri care produc la 1000 de locuitori, în Portugalia peste 50, iar în Austria 40, potrivit datelor de la Comisia Europeană. De altfel, România este și una dintre țările din Uniunea Europeană care are per total printre cele mai puține IMM-uri la 1000 de locuitori, respectiv 24, în timp ce în țări precum Estonia, Portugalia, Austria sau Croația există peste 150 sau chiar peste 200 de IMM-uri la fiecare 1000 de locuitori. Circa 40% dintre consumatori estimează o creștere a cheltuielilor pe cumpărături online, unde coșul mediu este de 470 de lei, iar electronicele vor domina în continuare vânzările, însă unele dintre categoriile preferate până acum, precum hainele, computerele, filmele sau muzica, vor scădea în popularitate, potrivit unui studiu realizat de compania poloneză de consultanță și cercetare online, Gemius. Cheltuielile anuale ale unui utilizator se ridică la 2260 de lei în online, cei mai mulți bani sunt alocați pentru călătorii, apoi pentru electronice, smartphone-uri, haine și cosmetice. Știrile Business B1 la zi le puteți accesa și pe site-ul b1.ro la categoria Economic.